Actualitatea în obiectiv cu Daniel Alexandrescu. Perspective și soluții biblice la probleme contemporane. Bun regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu, vă salut cu drag și vă mulțumesc că ne urmăriți aici la Radio Vocea Evangheliei București. Astăzi vin în atenția dumneavoastră cu o temă nouă de actualitate. Am dorit să vorbim despre leadership, despre conducere, dar despre o conducere mai aparte și anume conducerea eclesială sau leadershipul bisericesc. Se vorbește în ultima perioadă despre o criză de leadership în mai multe domenii și am dorit să ne aruncăm privirea și spre zona aceasta eclesială a bisericilor evanghelice în mod deosebit, să vedem cum stăm cu leadershipul și Tema emisiunii de astăzi am numit-o Moise, model de leadership. Am vrea să ne uităm la Moise, un uh, om al Vechiului Testament, un om chemat de Dumnezeu, un om care a avut un statut special, un lider în poporul Israel, un lider format de Dumnezeu. Pentru emisiunea noastră și pentru tematica de astăzi am uh, bucuria și plăcerea să îi spun uh, un bun revenit uh, noi Aurel Dobre, pastor în Biserica Creștină după Evanghelie, Harul din Alexandria și secretar în comunitatea zonală, lider în comunitatea zonală pe departamentul de tineret. Bun revenit în emisiunea noastră! Bine v-am regăsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Ne bucurăm că ești cu noi și aș începe discuția de astăzi cumva așa mai abrupt, să câștigăm un pic de timp. Uh, Mi-a plăcut ceea ce spunea la un moment dat John MacArthur, conform scripturii practic tot ceea ce califică cu adevărat o persoană pentru conducere este direct legat de caracter. Nu e vorba de stil, statut, persoană, influență sau măsurător lumește ale succesului, așa cum le regăsim de altfel în celelalte sfere ale leadership -ului. Integritatea fiind principala problemă care face diferența între un lider bun și unul rău și se referea la uh, un lider în cadrul bisericii. Mulți recunosc faptul că astăzi, așa cum am spus, există o lipsă de conducere sau o criză de leadership, și asta pe mai multe sfere, la mai multe niveluri. Prima întrebare de la care aș vrea să pornim ar fi aceasta. Asistăm și la o criză de leadership în domeniul eclesial. Cum ți se pare treaba asta sau observația aceasta în zona aceasta eclesială, ca unul care slujești, ca unul care ești implicat în mai multe domenii, inclusiv lucrarea cu tinerii? Da, într-adevăr, este. O situație pe care ai surprins-o foarte bine în felul cum ai prezentat vremurile în care trăim și situația bisericilor de astăzi. Din nefericire, aceasta este realitatea. Trăim vremuri de criză în ce privește leadership și dacă discutăm despre criză în leadership, atunci vorbim despre lipsa liderilor. Un lider este mai mult decât un om cu o funcție și de aici pornește cumva. Uh, aș spune uh, criza aceasta de lideri, uh, pentru că cei mai mulți s-au obișnuit ca uh, uh, o funcție să-i dea un anumit statut sau să creeze lideri. Pe de altă parte, liderul nu este doar o funcție, ci este mult, mult mai mult decât atât. Este acela care are darul acesta din partea lui Dumnezeu, este chemat de Dumnezeu, pregătit de Dumnezeu, călăuzit de Dumnezeu, este omul cu viziune, este omul care are oameni pe care îl urmează și aderă la viziunea lui și se aliniază liderului. Din nefericire, lipsesc din prea multe biserici acest fel de oameni, de lideri, uh, sunt tot mai puțin oameni cu viziune, sunt oameni într-o funcție care între ghilimele se numesc lideri și de aici a spune că vine un pic criza aceasta în diferite domenii. Avem oameni în funcții, dar nu avem lideri. Lideri, așa cum îi definește Scriptura, așa cum ar trebui să fie definiți și să, să se comporte un adevărat lider. Din nefericire, în tot mai multe biserici, și vreau să reiterez ideea aceasta și să cumva să pornim poate de la uh, gândul acesta, uh, toți se îndreaptă undeva, dar nimeni nu știe unde. Uh, și aici apare criza, când toți merg undeva, nimeni nu știe unde, uh, și uh, cel mai dureros este că la un moment dat nici liderul nu știe unde merge și încotro se îndreaptă și încep să apar, uh, apară crizele. Apoi îmi vine în minte acea expresie care se tot repertă în Cartea Judecători. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Și nu doar odată spune, se, apare expresia aceasta, ci de, de multe ori ceea ce scoate în evidență cumva lipsa unui conducător, unui lider adevărat pe care poporul să-l urmeze și care să dea o direcție poporului. Și putem observa din Cartea Judecător că poporul se află într-o criză continuă datorită acestui fapt că nu există lideri. Da, într-adevăr acolo exista o criză în Cartea și în perioada judecătorilor și o să ajungem... Să ne uităm un pic, așa cum am promis, la Moise, ca la un model de lider și un om chemat, format de Dumnezeu. Știm că este acea sintagmă, liderii se nas, nu se fac. Vom vedea cât de mult se aplică și în zona asta bisericească. Dar revenind un pic la uh, afirmația lui John MacArthur, uh, el spunea că, Integritatea este sau caracterul sunt definitorii pentru un slujitor al Bisericii. Să fie chiar așa, adică ele sunt elementele cele mai importante pentru un lider în lucrarea din Biserică. Nu încapem îndoială că aceasta este adevărul și nu cred că ar trebui să avem o discuție pe tema asta, între ghilimele, vorbind. Apostolul Pavel, în epistolele sale pastorale pe care le scrie către Timotei și Tit, el conturează foarte bine profilul liderului și cum ar trebui să, să arate, să fie evaluat și... Ce ar trebui să se regăsească într-un lider? Dacă observăm cu atenție toate aceste caracteristici pe care Apostolul Pavel le, le scrie așa de, de minuțios, de atent, mare parte sau majoritatea din aceste caracteristici țin de caracter, țin de integritate, de ceea ce este el ca persoană, ca interior, ca ființă liderul și după aceea ce poate el să facă. Caracterul este definitoriu pentru că acesta trebuie să fie modelat de Dumnezeu, acesta trebuie să fie transformat, schimbat, numai așa Dumnezeu a chemat un lider, întâi l-a prelucrat în ce privește interiorul său, inima sa, să, caracterul său, și după aceea l-a chemat în slujire și pas cu pas a fost instruit. Este dureros atunci când vezi în unele situații oameni care sunt oratori buni, vorbesc bine, chiar cunoscători ai scripturilor și în detaliu, dar atunci când privești la caracter, se observă multe carențe. Observ la un dat, dictatură, răutate, ignoranță, bârfă, motivații greșite, lăcomie. Probabil că lista ar fi destul de mare, dar categoric rămânem la ideea aceasta importantă Integritatea, caracterul uh, sunt definitorii pentru, pentru un lider, și Dumnezeu s-a uitat de fiecare dată la inima și la interiorul uh, acelor oameni pe care El i-a chemat uh, în slujire. Sunt de acord cu ceea ce uh, spui, și uh, chiar uh, Dumnezeu s-a uitat uh, cu foarte mare atenție la oamenii pe care El i-a chemat, selectat în slujire și am vrea cumva să punem lupa în ediția emisiunii de astăzi un pic pe Moise, omului Dumnezeu un arhetip al lui Hristos, al Mântuitorului nostru un lider pe care Dumnezeu l-a folosit pentru conducerea poporului Israel și în foarte multe manuale de conducere a bisericii, de lider și Moise este folosit ca un model și aș vrea cumva să Scoatem în evidență câteva lucruri pe care le putem învăța de la moise astăzi și care pot fi sau nu uh, eficiente în leadershipul eclesial pentru noi astăzi. Și te aș ruga cumva dacă uh, poți să creionezi așa pas cu pas, câteva aspecte din chemarea, formarea uh, lui moise. Și cât de relevante aceste aspecte sunt pentru, pentru conducerea bisericii în zilele noastre? Este foarte adevărat că Moise iese în evidență ca un adevărat lider, care n-a rămas doar în granițele poporului evreu și a acelui moment, ci ne uităm că acest profil de lider depășește cumva veacurile, ajunge până în zilele noastre și astăzi chiar dacă tipul lui sau felul lui de conducere s-a întâmplat acum sute de ani, mii de ani, astăzi privim la modelul lui Moise și ne, ne ies în evidență multe caracteristici care a ținut de felul cum el a condus, felul cum el s-a format, felul cum Dumnezeu l-a chemat și cum a abordat diferite situații atât de relevante și pentru noi. Este foarte interesant să înțelegem în primul rând faptul că era un plan al lui Dumnezeu care a venit încă de la început de când Moise s-a născut, faptul că n-a pierit ca oricare alt copil din vremea aceea de parte bărbătească, ci Dumnezeu a intervenit într un mod extraordinar să-și ducă planul la îndeplinire. Fata lui Faraon a venit acolo, a fost scos din apă, apoi a fost dus la. lăsat în grija mamei sale, și asta este intervenția lui Dumnezeu, care avea. era parte din formarea lui Moise și din creșterea, într-un mod anume, a lui Moise pentru o misiune specială. Este lăsat o perioadă în sânul familiei, finanțat cumva de Palatul Regal în vremea aceea când îl crește până la o anumită vârstă, este dus la... Palatul regal, dar aici, în familie, Moise primește acea educație de bază pe care Dumnezeu a urmărit-o, și anume să lipească inima lui Moise de poporul pe care mai târziu avea să-l scoată din Egipt. Este dus la curtea lui Faraon. Moise se remarcă și aici prin faptul că cunoaște și învață toate tainele Egiptului și Egiptul, acest mister al lumii antice care. Cred că nici acum n-a fost descoperit în totalitate a ceea ce s-a putut face în vremurile acelea. Moise se înțelege, cunoaște toată înțelepciunea Egiptului Antic, era un colos, primește o educație aleasă, regală, dar n-a fost suficient pentru ceea ce trebuia să facă mai târziu și a fost nevoie ca Dumnezeu să-l ia de aici și să-l ducă în pustie unde timp de 40 de ani el păstorește turmele socrului său Ietro și aici Moise învață, învață smerenia, învață dependența de Dumnezeu, învață să se apropie de Dumnezeu, învață păstorirea, de fapt este perioada de practică a lui Moise, am putea să-i spunem așa, însă nu familiei învață teorie? În sânul uh, Palatului Regal uh, învață teorie, una dată de Dumnezeu, una laică, să spun așa, și atunci când ajunge în pustie, uh, face exercițiu practic, păstorește o turmă de oi care mai târziu avea să păstorească poporul lui Dumnezeu și să-l conducă spre uh, țara uh, promisă. Într-adevăr, este... Uh, este planul lui Dumnezeu și felul cum Dumnezeu lucrează, îl cheamă pe Moise, îl formează pe Moise în felul acesta. Și toată această perioadă este atât de folositoare mai târziu, când Moise efectiv conduce poporul, când Moise își ia în primire cumva uh, misiunea pentru care Dumnezeu l-a pregătit 40 de ani. Uh, la curtea lui Faraon, 40 de ani în pustie și la 80 de ani preia uh, poporul timp de încă 40 de ani care din nou în școala lui Dumnezeu, în școala lui Dumnezeu uh, și iată cum Dumnezeu îl cheamă și îl formează îl formează pe Moise. Uh, am putea vorbi mult despre chemarea lui Moise chiar dacă a început într-un mod timid pentru că el s-a îndoit foarte mult, avea bagajul acesta, ceea ce s-a întâmplat în Egipt cu acei doi doi ai împăratului avea backgroundul la frica aceasta de faraon, poate și vorbirea lui care era un pic greoaie, poate și mărimea acestei misiuni și trăind la curtea regală, probabil că Moise înțelegea un pic și vedea imposibilitatea a ceea ce cerea Dumnezeu sau ce ar dori Dumnezeu. Apoi vedea și un popor care ascultă, n-ascultă, mă crede, nu mă crede, mă urmează, nu mă urmează. Uh, Moi se începe timid, dar sfârșește ca un adevărat lider, și uh, probabil că. O să vorbim și despre, despre lucrul acesta, felul cum începe și cum termină, bazându-se pe, pe mâna puternică a lui Dumnezeu, fiind dependent în totalitate de Dumnezeu, iar chemarea lui Dumnezeu vine într-un moment când Moise este pregătit pentru așa ceva. Cu siguranță o să prindem toate aspectele așa importante. Din cele trei etape, așa cum bine le-ai structurat, primii 40 de ani, apoi cei 40 de ani în pustie, la păstorirea turmelor socrului său și următorii, ultimii 40 de ani, în fruntea poporului Israel. Etape în care Dumnezeu și-a pus amprenta asupra lui și l-a format. Dacă ar fi să ne uităm în prima parte a vieții lui Moise, la primii ani de slujire, cum i-ai caracteriza. Întotdeauna m-a fascinat și cred că pentru orice cititor al Cuvântului lui Dumnezeu al Bibliei, istoria lui Moise, una interesantă, fascinantă, un om care a fost sincer și relația cu poporul și cu Dumnezeu. Un om care a empatizat cu durerea poporului, un om care a știut să se uh, plece, să se smerească, cum spuneai. a învățat, de fapt, asta, Dumnezeu l-a învățat, a știu cum să mijlocească pentru popor, dar uh, am, aș dori cumva să pornim despre uh, primii ani de slujire, cum i-ai caracterizat. Spuneai așa că el a început timid și a sfârșit ca un adevărat lider. Doar timiditatea sau mai fost și alte aspecte la începutul slujirii sale? Timiditatea se observă din modul în care el tot refuză, tot încearcă diferite metode, să-i propună lui Dumnezeu diferite soluții, în așa fel încât nu el să fie acela, sau vioara principală, ci dacă ar putea măcar să ajute sau să fie și el pe acolo. Totuși Dumnezeu îl avea în plan pe, pe, Moise. Moise vine cu diferite soluții înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune categoric nu și atunci îi spune tot tu vei fi, dar îți mai dau un ajutor ca să prinzi curaj cu alte cuvinte. Vine înaintea bătrânilor, dar ce este remarcabil în, în această primă perioadă a, a slujirii lui Moise, chiar din momentul când Dumnezeu îl cheamă, este nevoia lui de încurajare din partea lui Dumnezeu și îl vedem pe Dumnezeu că nu se supără pe treaba asta, în ce, în ce privește această timiditate sau uh, reținere uh, sau ezitare a lui Moise în ce conducerea și asumarea acestei responsabilități a conducere. ci Dumnezeu. De fiecare dată când Moise scârțâie, să spunem, sau Moise se vede nesigur în ceea ce are de făcut și ce face, Dumnezeu, cu aceeași dragoste, cu aceeași blândețe, vine și îi explică, încă o dată, și îi promite. Sunt câteva episoade clare când Dumnezeu îi promite lui Moise sprijin îi promite ajutor și îi promite că este pe drumul cel bun. Îl asigură că este ceea ce Dumnezeu vrea, vrea de la el. Moi se începe în felul ăsta, se duce înaintea lui Faraon, se duce înaintea bătânilor, pleacă cu poporul și începe în felul ăsta. Nu numai timiditatea aș putea spune, dar este poate și această idee că el a pornit cumva de unul singur, a, a, încercat să facă el lucrurile singur. Nu numai că a fost timid, dar a încercat să fie și om orchestră puțin, să facă el toate lucrurile singur, a încercat, a fost momente când a fost epuizat și a, atunci a trebuit să primească sfaturi din alte direcții, dar este ce este în evidență este dependența totală sau dependența lui față de, de Dumnezeu. În toate lucrurile, în orice moment și chiar din momentul când se aflau înaintea Mării Roșii și apoi după ce au trecut Marea Roșie, diferite momente în pustie, au avut timp 40 de ani să demonstreze multe lucruri, dar chiar începând de aici, înainte de a spune orice poporului, Moise a fost omul care l-a întrebat pe Dumnezeu, a fost omul care i-a cerut sfatul lui Dumnezeu, a cerut călăuzirea lui Dumnezeu. E adevărat că au fost și crize, dar dincolo de crizele acestea, Moise a început ușor, a chiar contestat la un moment dat de, de oamenii din popor. Dar la sfârșit este așa de remarcabil privind o privire de ansamblu asupra întregii relatări a vieții lui Moise și a slujirii lui Moise, să vezi la sfârșit cum cuvântul lui Moise era literă de lege. Oamenii ajunseseră la până la momentul în care ceea ce spunea Moise era egal cu ceea ce spunea Dumnezeu moi se începe așa, contestat poate la început, poate unii erau sceptici, dar la sfârșit moi se sfârșește extraordinar. Adică încheierea vieții lui Moise îl aduce în față ca un lider puternic, adevărat. Un lider a cărui cuvânt este literă de lege și oamenii îl urmau fără să pună prea multe întrebări la sfârșit. Moise avea un, uh... Un stil aparte de a asculta și de popor, în același timp o ascultare activă față de nevoile poporului, dar în același timp știa cum să se consulte cu Dumnezeu. În partea a doua, aș vrea să vorbim și despre acele crize din viața lui Moise, așa cum ai amintit. Au venit și încercările, au venit și problemele. Cauzate de poporul acela numeros și răzvrătit, acel popor care i-a pus răbdarea la încercare, nu doar lui Moise, ci și lui Dumnezeu. Stimați ascultători, aceasta a fost prima parte a ediției emisiunii noastre, în care am vorbit despre Moise ca model de leadership, uitându-ne la exemplul său, la formarea, chemarea sa de către Dumnezeu, modul în care Dumnezeu l-a folosit în fruntea poporului său și vrând să înțelegem câteva din principiile conducerii, chiar din viața lui Moise, dacă pot fi aplicate și în leadershipul bisericesc de astăzi. Împreună cu noi a fost pastor Aurel Dobre, la Biserica Creștină după Evanghelie, Harul din Alexandria. Îi mulțumim pentru participarea în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Daniel Alexandrescu și vă aștept în ediția următoare. Până atunci, fiți binecuvântați!